doar al treilea meci din această etapă cu numărul 7 a Ligii Secunde. Suntem pe trenul al doilea la Chiajna, acolo unde Concordia primește vizita celor de la CS Mioveni. Iată cum arată 11-le echipei lui Florin Bratu, cu Thomas Cesnou în poartă, Alexandru Stănică, Hristos Intzidis, Andrei Marc și Florin Borța pe linia de fund, Alexandru Atomei, Ionuț Biceanu și Alexandru Lazar în linia mediană. În atac, cei trei jucători de gol, Andrei Hergelegiu, Sergiu Arnăutu și Azdren Ulacu. 4-3-3 sistemul lui Florin Bradu. De cealaltă parte, Claudiu Niculescu are un 4-2-3-1 cu Justin Popescu în poartă, Dorinel Oancea, brazilianul Garuti, Robert Gheorghe și Ionuț Burnea pe linia de fund. În timp ce Mioveniul este echipa cu cel mai slab atac și cu cea mai bună apărare din Liga a doua. Trupa lui Claudiu Niculescu este pe poziția a 14-a cu 7 puncte. Vă spuneam, doar al treilea meci al acestei etape cu numărul 7 din Liga Secundă. În continuare, Rădescu, mai toate baloanele trec pe la Ionuț Rădescu. Minge în fața porții, ocazie monumentală a lui Constantin Șerban. Pasă greșită până la Toma, încearcă să profite Bogdan Rusu, șutul de la distanță, bună parada lui Cesnou. A fost șutul lui Sergiu Negruț, ocazie mare încă o dată pentru Mioveni. Hergelegiu într-o poziție retrasă, din nou simulează un șut, până la urmă pasează în dreapta la Stănică. Bune centrările acestuia, iată-l pe Stănică, încă o dată ocazie pentru Lulacu, din câțiva metri nu reușește să bage mingea în poarta lui Justin Popescu. Ocazie monumentală pentru echipa lui Florin Bratu. Se ratează cu seninătate și la o poartă și la cealaltă. Reflex nemaipomenit al lui Justin Popescu. Rusu, centrarea lui Rusu, ocazie, este oare penalti? Se pare că da, penalti pentru Mioveni. O desfășurare haioasă a acestei prime reprize. Mioveniul din minutul 37 cu un om în minus și iată că are parte de penalti. Mai sunt 80 de secunde până la finalul timpului regulamentar al acestei prime reprize. Eliminarea, eu zic, a fost dictată corect de către Bogdan Dumitrache. Haideți să vedem dacă și penaltiul, greu să ne dăm seama de acolo. O intrare a lui Borța pare că l-atinge peste picioare pe jucătorul Mioveniului. Cel care bate este Ionuț Rădescu. Rădescu poate deveni al treilea jucător al Mioveniului care, da, se pare că a fost penalti corect, care marchează fluieră Dumitrache. Rădescu și este 1-0 pentru Mioveni, minutul 45. O să fie o repriză a doua, probabil cu Chiajna. Bravo! În căutarea... Haide! În căutarea unui gol egalizator și apoi un gol al victoriei. O să fie interesantă cu siguranță repriza a doua, oricum foarte frumoasă și prima jumătate de meci. Ionuț Rădescu, doar al treilea marcator al echipei sale în acest sezon de Ligă Secundă. Suntem în etapa a 7-a, au mai marcat Sergiu Negruț și italianul Davide Massaro. Ambii au marcat în poarta celor de la Panduri. După aceea reluare pare o decizie corectă a lui Bogdan Dumitrache. Mingea a ajuns la picioare. Pasă, combinații la marginea careului, ocazie și este nimic. A fost un balon la care a ieșit foarte bine Cesnou. Primește Hergelegiu. Hergelegiu, o nouă lovitură și este o paradă a portarului Popescu încă o dată. La Concordia Chiajna, vedem însă această lovitură liberă, scoasă greu de portarul Cesnou. Frumoasă execuția. Aruncă de la margine. A ieșit balonul afară, poate pleca Miovenul pe contraatac. Bogdan Rusu singur, o cursă a lui Rusu. Priviți viteza atacantului Mioveniului, Rusu în careu, Rusu, Cesnou. Saf, saf.
francezul. Cu noroc păstrează mingea în posesia lor săi. Lazar, Borța primește la marginea careului și centrează, evident, Borța! Finalizarea lui Marc, imprecisă. Da, aici cred că s-a terminat această partidă. A fost un fault asupra lui Garuti. No, s-a terminat meciul Concordia Chiajna CS Mioven, scor final 0-1, o nouă victorie echipei lui Claudiu Niculescu.